Bun găsit! Din păcate, suntem în sezonul virozelor. Pediatrul Valeria Herdea ne spune astăzi dacă este bine sau nu să ne lăsăm copiii la școală sau la grădiniță dacă au mici simptome de răceală. Tot acum vedem și ponturi cu ajutorul cărora să răcim mai puțin în această iarnă sau chiar deloc. Doamna doctor, din ce în ce mai mulți părinți se tem să-și ducă copiii la grădiniță sau la școală din cauza faptului că ar răci. E un mit sau o realitate că cei mici iau viroze când sunt în comunitate? E o întrebare capcană, în primul rând, pentru că noi recomandăm cu foarte multă căldură mersul în colectivitate. Pe de altă parte, așa e, primele 6-12 luni după ce un copil pleacă în colectivitate, vine în contact cu o altă floră, un alt aer, un alt habitat, cu copii care vin mai mult sau mai puțin îngrijiți și automat se schimbă și imunitatea lui. Practic, este, cum să vă spun eu, este foarte plăcut să meargă în colectivitate pentru că se dezvoltă neuropsihomotor, dar pe de altă parte este un bombardament asupra imunității copilului, mai ales dacă, atenție, nu avem copii pregătiți pentru colectivitate. Ce înseamnă asta? A fi pregătit pentru colectivitate, în primul rând, a fi un copil sănătos, un copil pregătit să fie și să rămână sănătos. Asta înseamnă să fie examinat clinic măcar de 2 ori pe an. Înseamnă să fie vaccinat, să fie investigat în așa fel încât să excludem parazitoze, anemii, alte tipuri de infecții. A doua treabă, dacă suntem vaccinați, ne protejăm de boli infecțioase prevenibile prin vaccinare. Vorbim de poliomielită, difterie, tetanos, pertussis, hepatită B, hepatită A. Așa ne putem proteja de forme grave de tuberculoză. Ce este important să știm? Acest pachet imunitar, bagaj imunitar, ne asigură nouă, de fapt, supraviețuirea în societate. Avem câteva etape în viața noastră ca oameni. Atunci când ne naștem, este primul impact cu viața de afară. Al doilea mare hop din viața noastră este când mergem în colectivitate. Deci iată de ce este important să ne pregătim foarte, foarte serios, să-i avem alături de noi pe părinți, pe bunici, care toți să vorbească aceeași limbă. Și totuși de la ce vârstă ar fi bine să... Ideal ar fi de undeva de la 2-3 ani, cam așa, cam 3 ani ar fi grozav să ne trimitem copilașii la grădiniță, pentru că au bagajul neuropsihomotor și în același timp imunitar pentru a face față provocărilor colectivitate. Ne dați și niște ponturi pe care să le urmăm, să răcim mai puțin și noi adulții și copiii, dacă tot suntem în sezonul virozelor. Am ajuns până într-acolo încât să începem să le spunem, știți, pregătirea pentru grădință se face în familie. Asta înseamnă să ne vaccinăm cu toții pentru a-l proteja pe cel care e mai mic. Asta înseamnă să mâncăm fructe în fiecare zi, legume cu lichide, destule lichide sănătoase, adică ceai, ce ai îndulcit cu miere și nu cu zahăr. Avem nevoie de legume, avem nevoie mai ales de legume și fructe colorate. Cât mai colorate, au atât mai mult antioxidanți, mai multă clorofilă și ne ajută să rămânem sănătoși, ca în conținutul de vitamina C, din tot ce este verde. Să nu uităm că a consuma miere, a consuma polen, propolis, sunt lucruri care ne pot ajuta și ne pot crește imunitatea. Cătina pe care o avem la dispoziție. Acum, dincolo de a face și a aduce osanale, laude numai naturii, trebuie să ne gândim că dacă avem deficite, de exemplu, dacă avem paraziți, aceștia pot fi tratați, putem scăpa de ei, dar tot în familie, și asta se poate face înainte de a merge în colectivitate. Nu facem examen coproparazitologic când mergem în colectivitate, ci facem cu vreo 6 săptămâni înainte ca să verificăm dacă acel copil e sănătos, să-l deparazităm. Deci avem nevoie de o pregătire înainte. Noi avem nevoie de o pregătire pe toate planurile. Dimineața, înainte de a pleca la grădiniță, ar fi bine să mâncăm ceva. Asta înseamnă ca mama și ca tata să nu-și ia doar cafeaua, să o bea pe drum sau, eventual, țigara. Ar fi frumos să nu vadă așa ceva copilul, ci să vadă un mic dejun, fie și frugal. Uh-huh. Un fruct, un cașcaval, ceva ușor, un ceai, un lapte. Și după aceea plecăm, dar nu plecăm cu burtica goală. Seara, la fel, mâncăm în familie, măcar o dată. Asta este una din bucurile colectivității, când vin apoi să te bucuri că ești cu ai tăi. Deci pregătirea are mai multe laturi, o latură psihoafectivă, o latură emoțională, nu în ultimul rând biosică, adică dezvolți și explici copilului cum e ciclul acesta al vieții, este serviciul lui. Toți mergem la servici, pentru că dacă mergem la servici, devenim independenți, creștem, suntem mari. Și să învățăm cele 7 cuvinte, tot timpul le spun. Te rog, te rog, mulțumesc, cu drag, îmi pare rău, să nu uităm de te iubesc. Da? Sunt câteva cuvinte pe care e bine să învățăm pe copiii noștri acasă. Nu e așa de greu, dar asta înseamnă să le folosim și noi. Mulțumim frumos! Cu mare drag!